Cursă infernală pe străzile din Galați. 14 echipaje de poliție au plecat în urmărirea unui șofer de 30 de ani din Belarus, care a lovit doi bicicliști și a plecat de la locul accidentului. În goana lui, individul a mai lovit o mașină și un polițist. După 10 de minute, oamenii legii au reușit să-l oprească. Bărbatul a fost reținut pentru tentativă de omor calificat, ultraj, conducere sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului. Rezultatele etilotestului au arătat că a avut o alcoolemie de 2,15 la mie. Ai băut? Ai o ghilte? Alcohol? Copinovil? Șoferul adusese cu tirul la Galați trei tractoare. Cât a așteptat în vamă, a băut jumătate de sticlă cu alcool. Apoi s-a urcat la volan și, după câteva sute de metri, a acroșat doi bicicliști. Nu a oprit să vadă care e starea lor și a pornit într-o cursă nebună pe străzi. Un martor, șofer și el, a văzut ce se întâmplă și a oprit mașina în fața mastodontului, crezând că îl va potoli. A sunat și la 112, iar atunci 14 echipaje au intrat în acțiune. Totuși, bărbatul din Belarus a tamponat autoturismul și a fugit mai departe. La momentul la care acest inculpat a observat mașina de poliție care încerca să îl ajungă cu semnalele aprinse și să-l determine să oprească, a oprit inițial autocamionul, după care a încercat să lovească cu spatele mașina în care se aflau polițiștii. Și în cele din urmă, la momentul la care a oprit și organele de poliție au încercat să se apropie și să-l identifice, să vadă despre ce este vorba, l-a lovit pe unul dintre polițiștii care încercau să deschidă portiera. Atât polițistul, cât și cei doi bicicliști au fost duși la spital. După investigații de rigoare, radiografii și consulturile de neurochirurgie și ortopedie, li s-a recoltat și alcoolemie, fiind fără să fie sub influența alcoolului, au fost externați. Abia când și-a mai revenit din beție, șoferul a realizat ce a făcut. A fost sub influența băuturii alcoolice, s-a ferit foarte mult de poliția rutieră, a văzut că, într-adevăr, bicicliștii care au fost atinși cu remorca au căzut și dacă au văzut că s-au ridicat, a spus că sunt în perfectă stare. Regretă fapta. Era băut? Da, a consumat jumătate de litru de vodcă. Bărbatul riscă până la 13 ani de închisoare.